aici, pe aceste trepte de travertin, sunt mai multe locuri de unde se scurge apă, cum este această cascadă minunată care se scurge apă și cum cade apă pe acolo, ați văzut? Și sunt și piscine mai mari unde puteți să faceți inclusiv baie și oricum arată extrem de fain. Acest alb este calcar. Ia uitați, și aici o altă piscină, această zonă acoperită de calcar și acolo o altă piscină. Și cum coboară apa aici jos. Practic apa are între 35 și 36 de grade și are proprietăți, sulb, magneziu, calcar, iod, foarte multe. Și acolo în jos se vede un lac unde vă puteți plimba cu bărbuțile, o piscină, munții, îndepărtare, localitatea cu același nume, Pamukkale, este și o moschee cu un minaret acolo, câmpul, nice. Aici este o altă piscină. Acest loc, Pamukkale, a fost prima stațiune balneară din lume. În aceste ape se scălda Cleopatra pentru a se menține tânără. Și nobilimea romană se scălda aici. Ia uitați și cum se prelinge apa pe acest perete de calcar. Ia uitați, aici zona arată altfel. Nu mai e chiar alb-alb, dar în jos sunt piscine acolo, ia uitați-le. Și priveliște. Ia uitați și aici cum se vede. Pe acolo vine apa. Cum se văd acele terase de calcar și cum coboară pe acolo și priveliștea orașului. Arată incredibil și un leandru aici. Și locul cum se vede, aici este un mic loc unde puteți să luați anumite suveniruri, gustări și puteți să admirați această priveliște faină. Acestea sunt ruinele orașului vechi Herapolis, oraș care a aparținut grecilor, dar a fost cucerit de romani. Împăratul Adrian, după ce l-a cucerit, s-a îndrăgostit de zona aceasta, de zona Pamukkale, și a declarat acest oraș Herapolis stațiune balneară. Și acesta este amfiteatrul din orașul Herapolis. Ia uitați de aici cum se vede. Ce impresionant. Ia uitați încă o dată priveliștea de aici de sus. Ia uitați ce fain se vede. Și aceasta este piscina antică. Uitați-o aici. Și ia uitați și cum se vede în jos acea zonă, foarte fain. Uitați și pe aici cum se vede apa, cum curge, foarte interesant arată. Mi-am dorit de mai mult timp să vin în acest loc și acolo cum se vede, cool. Și apa cum curge pe aici, impresionant. Și apa cum curge, uitați cât de fain și cât de frumos curge. Și cum se aude pe aici.
Aici ai zice că e zăpadă. Aceia, chestiile astea care se văd, ați zice că sunt țurțuri, dar nu, nu este zăpadă, nu e ghețar, nu e nimic. E calcar ăsta, de fapt. Bun, am vizitat și Pamukkale, un loc unic în lume, loc unic în Turcia, foarte frumos, sper că v-a plăcut. Eu am fost Vlad, nu uitați de like și subscribe. La revedere!